La Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău a avut loc astăzi conferința pastoral-misionară de toamnă a preoților din Episcopia Sălajului. Întâlnirea a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului. În cadrul conferinței semestriale de toamnă a preoților din Episcopia Sălajului, părintele Marian Gligor, de la parohia Cerișa, a prezentat lucrarea intitulată Patriarhul Nicodim Munteanu, mărturisitor al luminii în vremuri întunecate, păstrător înțelept, inițiator și promotor al traducerilor în limba română a Bibliei și a cărților bisericești. În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a oferit preoților Cristian Vasile Iura și Adrian Ioan Onica diploma Sfântul Chiril al Ierusalimului. Această distincție se acordă în fiecare an preotului coordonator de circumscripție catehetică cu activitatea cea mai bogată. În 18 octombrie 2007, în această catedrală din Zalău, a fost înființată Episcopia Sălajului de către Adunarea Eparhială Extraordinară a Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului. De aceea l-am și ales ca și ctitor al Paraclisului Centru Eparhial pe Sfântul Evanghelist Luca, prăzduit în 18 octombrie, și de aceea în fiecare an încercăm să ținem conferința de toamnă în 18 octombrie sau într-o zi din apropiere. Anul acesta, conferința a fost susținută de părintele Marian Gligor, care a vorbit, ținând cont de anul omagial, despre activitatea celui de-al doilea patriarh al României, Nicodim Munteanu. Să lucrezi cu copii este întotdeauna binecuvântare, dar strădania noastră ar fi zadarnică dacă pruncii din satele noastre nu ar răspunde cu dragoste cămării noastre. Îi mulțumesc Preasfințitului Părinte Petroniu că s-a gândit la mine și mi-a acordat această diplomă a Sfântului Chiril pentru activitățile pe care le-am desfășurat în parohia Badon, o parohie în care m-am străduit după putință să adun copiii într-o localitate în care școala este închisă. Diploma Sfântul Chiril al Ierusalimului mă onorează și mă responsabilizează. Un enoriaș al parohiei Rece a primit la final din partea Preasfințitului Părinte Petroniu crucea sălăjană, în semn de apreciere pentru ajutorul acordat centrului eparhial. Mă simt onorat pentru respectul pe care ni-l arată mie și familiei mele, un gând de a lăsa prețuire pentru cei care ne-au fost de-a lungul vremii colaboratori, care ne poartă în rugăciunile lor către Creatorul nostru, pe fiecare dintre noi. Respect, prețuire, recunoștință. Din punct de vedere administrativ, Episcopia Sălajului are în structura sa 3 protopopiate, 205 parohii și 8 așezăminte monahale.